Consens, proiect european, stat de drept. Sunt cuvintele cheie utilizate de liderii europeni reuniți la București pentru a marca preluarea oficială a președinției Consiliului Uniunii Europene de către România. Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker și comisarii europeni au ajuns vineri dimineață la Cotroceni, unde au fost primiți de președintele României Klaus Iohannis. Aceștia efectuează la începutul fiecărui semestru o vizită în statul membru care deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Președintele Klaus Iohannis a declarat la întâlnirea cu membrii Colegiului Comisarilor că România împărtășește în totalitate abordarea pro-europeană. El a amintit și de provocările pe care le impune această președinție a Consiliului UE, printre care migrația și securitatea. Asistăm la debutul anului 2019, la un moment de o importanță deosebită care va rămâne în istoria țării noastre, lansarea primei președinții a României la Consiliul Uniunii Europene. Am discutat problemele europene de foarte multe ori și cred că suntem bine pregătiți pentru perioada dificilă, dar interesantă și credem cu rezultate pe care o începem acum. Il serait utile que à l'intérieur de ce pays s'établisse une atmosphère, un esprit de consensus qui permettrait, tous les Roumains disant à peu près la même chose, que l'Europe puisse avancer. On ne peut pas exporter vers l'Europe des conflits internes et on ne peut pas faire une polémique sans sens et sans but parce qu'on peut rencontrer sur le plan interne des difficultés. Discuțiile au mai vizat dosarul Brexit, dar și bugetul Uniunii Europene pentru următorii 7 ani. Șeful statului a afirmat că discuțiile despre viitorul Europei vor continua și la summitul de la Sibiu din 9 mai 2019, care va fi piatra de hotar unde se va discuta despre prioritățile strategice ale Europei pentru perioada 2019-2024. După vizita la Palatul Cotroceni, Jean-Claude Juncker și comisarii europeni s-au deplasat la guvern, unde au fost așteptați de premierul Viorica Dăncilă și de miniștri. Dacă aș putea să-mi explic, o dorință ar fi ca în timpul mandatului acestei comisii România să intre în spațiul Schengen. Nu văd niciun motiv pentru care anumite guverne refuză cu încăpățânare acest lucru. Sunt a treia oară în România de la începutul mandatului meu și aș vrea să înceteze problemele și litigiile interne din România. În momentul în care prezidezi Uniunea Europeană, trebuie să uiți, să pui între paranteze problemele de politică internă. Și doamna prim-ministru ne-a confirmat că nu va fi umbrită președinția României la Consiliul Uniunii Europene de alte probleme. Premierul Viorica Dăncilă l-a asigurat pe Juncker că România va contribui la întărirea unității europene. Suntem hotărâți să contribuim la obținerea de rezultate pozitive, la întărirea unității Uniunii Europene pentru a răspunde provocărilor actuale cu care se confruntă Uniunea Europeană. Suntem în același timp realiști și pragmatici. România exercită timp de 6 luni președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene și trebuie să gestioneze marile dosare europene și să asigure continuitatea politicilor europene.